putem să acum, pentru că nici eu, nici colegii mei, nu știu ce au mâine sau poi mâine sau răspoi mâine în activitatea curentă a serviciului. Deci, eu nu mă așteptam ca la situația aceasta. Drept urmare, trebuie să verific și eu programul nou pe săptămâna în curs, colegii la fel și apoi stabilim termenul. Așa s-a încheiat prima ședință de audiere a martorilor în cazul demiterii directorului Poliției Locale Slatina, Bogdan Apostolicianu. Noul termen a fost transmis tuturor părților implicate cu data de 28 octombrie 2024, ora 11, la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Surpriza însă a fost aceea că Serviciul de Cultură Sport din cadrul Primăriei Slatina nu avea habar de acest eveniment. Nu se știa de eveniment? Nu știa, nu m-a anunțat nimeni și am mai fost de dimineață la opera aici. Întrebat despre această situație, președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriei Slatina, Georgică Diaconu, a recunoscut faptul că nu a anunțat pe nimeni din cadrul Serviciului Cultură Sport, spunând senin că nu era treaba lui de a face aceste anunțuri. Întrebat despre procedura legală prin care trebuia să se anunțe gestionarii Centrului Cultural Eugen Ionescu, despre ședința de audiere a martorilor, Georgică Diaconu a devenit evaziv și a refuzat să mai ofere detalii, atât înainte de începe ședinței, cât și la finalul ei. Am sunat la Serviciul Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Slatina să întrebăm de ce nu s-a deschis acest loc și teoretic ar trebui cu cel puțin 5 minute înainte, dacă este o ședință publică, ni s-a comunicat faptul că nu știau de acest eveniment, de această ședință și au venit urmare a apelului meu. Dumneavoastră ați comunicat Serviciului de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Slatina, care gestionează această instituție și această clădire, despre eveniment? Nu eram obligat să comunicăm la Serviciul Cultură. Și atunci cum puteau să afle, domnule? Care e procedura? Că nu știu. Întreb să știu. Excede de discuție de astăzi. Ne puteți spune cine trebuia să anunțe Departamentul de Cultură? De ce nu vreți să vorbiți cu noi? Da. Măcar să ne spuneți, uite, domnișoara care a deschis, spune că nu știa de acest lucru. Știi ceva? Deznodământul ședinței a fost identic cu prima înfățișare, amânarea pentru un nou termen. Motivele invocate de data aceasta au făcut referire la neîntrunirea completului de judecată. Practic, s-a luat act de demisia din calitatea de membru al lui Alin Calotă, dar și de problemele legate de cei doi membri supleanți, aprobați prin ordin de primar, respectiv Stoicănescu Ileana și Adrian Birin. În cazul primului membru supleant, s-a luat la cunoștință cererea de concediu de odihnă. Coincidență sau nu, solicitarea este făcută doar pentru data de 28 octombrie 2024, adică fix data în care trebuia să se întrunească membrii Comisiei de Disciplină pentru audierea martorilor. În ceea ce îl privește pe Adrian Birin, acesta a înaintat o adresă prin care anunță că se află în conflict de interese, întrucât fratele său este angajat al Poliției Locale Slatina. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că suntem iarăși în imposibilitatea de a ține ședința, datorită unor situații obiective, în sensul că domnul Calotă, începând de astăzi, nu mai este salariatul instituției noastre. Eu am avut cunoștință de această situație din data de vineri, ocazie cu care am convocat membrii supleanți. Membrii supleanți, respectiv doamna Stoicănescu Ileana și domnul Birin Adrian, și avem iarăși probleme și cu dumnealor. Doamna Stoicănescu este în concediu de odihnă, o cerere de concediu pe care a făcut-o în data de 24-a 10-a, pentru ziua de astăzi, iar domnul Birin depune o cerere, o adresă, mă rog, către comisie, prin care ne aduce la cunoștință că se află în conflict de interese, având în vedere că fratele său este angajatul Poliției Locale. Da, este angajat al Poliției Locale. Deci comisia este incompletă. Urmează să facem demersuri la conducere pentru a completa comisia până la termenul următor, să putem să ne desfășurăm activitatea. În prezent,
ne pare rău de situație, a fost ad hoc, nu două luni. Este un termen stabilit cu celeritate, că n-am avut un destab prima zi și ne-a dat două săptămâni, un termen foarte lung, se putea convoca comisia în prima săptămână. V-am spus și data trecută. Puteți să ne spuneți și nouă, sau este, cred că, data la care membrul comisiei de disciplină și-a dat demisia și nu mai face parte. A fost vineri cumva sau înainte de data de vineri? Vineri mi-a adus la cunoștință. Nu, când ce a adus la cunoștință, ca să mă aduc astăzi cu o oră înainte de ședință? Nu, și cu data de azi am încetat raporturile de serviciu. Deci cu data de astăzi nu mai este salariat. Nu știu când am depus ce vreau. Când aveați cunoștință să stabiliți pe altă persoană și să se desfășoare normal. Domnul avocat, am făcut toate demersurile. Deci, vineri... Nu e nimic. Pregătit profesional. Mulțumesc. Că întotdeauna, cel puțin eu ca avocat, când am acționat în instanță pe litigii de muncă ale funcționarilor publici, am chemat întotdeauna în justiție și funcționarul vinovat. În urma consultării tuturor părților, s-a luat decizia ca ședința de audiere a martorilor în cazul demiterii directorului Poliției Locale Slatina, Bogdan Apostoliceanu, să se amâne pentru data de 14 noiembrie 2024.